Suntem în fața Ministerului Afacerilor Externe, locul de unde sunt coordonate toate reprezentanțele diplomatice ale României. Locul din care vreau să vă explic o situație gravă, anormală, pe care am constatat-o în ultimii 2 ani de zile în turneele pe care le-am făcut în toată diaspora. Și este o situație generalizată, nu este o excepție, este o regulă. Excepția este situația normală, în foarte puține cazuri am întâlnit o situație normală. Regula în Ministerul Afacerilor Externe, în toate consulatele și ambasadele, din toate țările europene pe unde am fost, regula este fenomenul despre care vreau să vă vorbesc, și anume bătaia de joc, disprețul la adresa cetățenilor români care locuiesc în aceste țări. Peste tot oamenii mi s-au plâns în legătură cu faptul că nu le sunt rezolvate problemele, în legătură cu faptul că sunt tratați foarte urât de către reprezentanții ambasadelor, consulatelor, în legătură cu faptul că ambasadorii, consulii din țările unde sunt mari comunități românești nu reprezintă de fapt interesele acelor comunități, ci reprezintă cu totul alte interese. De asemenea, de peste tot, din toată Europa mi s-a relatat faptul că pe lângă ambasade, pe lângă consulate, funcționează fel și fel de așa zise organizații, dar care de fapt nu reprezintă comunitățile românești, ci reprezintă personaje dubioase venite tot de la București, care sunt în legătură cu acei ambasadori și care de fapt nu se ocupă cu scopul declarat de funcționare al organizațiilor respective și n-au nicio legătură cu viața reală a comunității românești de acolo. Este un lucru pe care eu l-am sesizat de-a lungul timpului, atât în deplasările pe care le-am făcut în diaspora, din ceea ce mi-au povestit oamenii personal, cât și prin mii și mii de mesaje pe care le-am primit în ultimii 2 ani de zile despre această situație. Și mereu m-am întrebat ce se întâmplă, domne, cu statul ăsta român, cum este posibil să aibă o asemenea situație generalizată de bătaie de joc la adresa a milioane de români care locuiesc în străinătate, cum este posibil ca ambasadele și consulatele, unde sunt oameni care, teoretic, nu te gândești la diplomație, te gândești la oameni foarte educați. Oameni care, prin educația lor, prin faptul că au citit multe cărți, că nu sunt analfabeți, că au făcut o școală, ar trebui să înțeleagă că e de bun simț și este ceva ce ține de minimă decență să te comporți civilizat cu cetățenii țării tale și să-i ajuți atunci când ei au probleme. Am înțeles ce se întâmplă, oameni buni, a fost o întrebare pentru mine, tot timpul am avut, de câte ori auzeam relatări, indiferent că ele veneau din Italia, că veneau din Belgia, că veneau din Marea Britanie, de câte ori am avut astfel de povești particulare, fiecare poveste e legată de experiența de viață a unui om, de întâmplările lui, de faptul că a avut nevoie de un document, de faptul că a avut nevoie de o informație și a fost tratat mizerabil. Și întotdeauna m-am întrebat ce e cu oamenii ăștia din Ministerul de Externe, de ce se comportă așa, de ce disprețuiesc atât de mult poporul pe care ar trebui să îl reprezinte și de ce nu îi ajută pe oamenii ăștia, de ce tratează cu atât de multă bătaie de joc milioane și milioane de români. Am înțeles ce se întâmplă, oameni buni, în momentul în care am citit cartea despre care v-am tot vorbit și v-am spus că ar trebui predată în școli, Moștenitorii Kremlinului, cartea generalului Ioan Mihai Pacepa. În această carte, într-un capitol, Ioan Mihai Pacepa descrie cum, începând din anii 60 până în anii 80, sub Gheorghe Gheorghiu Dej și apoi, mult mai puternic, sub Nicolae Ceaușescu, Ministerul de Externe s-a transformat, de fapt, într-o anexă a Direcției de Informații Externe a Securității. O să găsiți acolo cu nume și prenume în cartea lui Mihai Pacepa nume de directori de servicii, direcții din Ministerul de Externe, funcții din ambasade, din consulate, unde erau securiști. Deci, practic, momentul 1989 ne-a prins cu un Minister al Afacerilor Externe, care de fapt nu era Ministerul Afacerilor Externe, de fapt era o anexă a Securității, a Direcției de Informații Externe, Direcția de Informații Externe fiind construită pe modelul PGU, Serviciu Secret Sovietic. Nu este o întâmplare faptul că un individ ca Meleșcanu, care are legături și a ocupat funcții despre care Ioan Mihai Pacepa spunea că sunt cu dublă comandă, adică pe față diplomați, în spate securiști, a ajuns sub regimul PSD, sub regimul Liviu Dragnea, șef aici la Ministerul de Externe, de unde și ia o pensie din aia specială, o pensie nesimțită, vreo 100.000 de lei pe an, câteva mii de euro pe lună, ia tovarășul Meleșcanu, actual președinte al Senatului.
În 1989, totul are legătură cu acel moment cheie și are legătură și cu ce s-a întâmplat înainte. Toată această structură a securității din Ministerul de Externe a fost creată, generalul Pacepa descrie foarte bine lucrurile, cu două scopuri principale. Scopul numărul unu, să urmărească, să hărțuiască, să supravegheze, să dezbine, să facă viața un coșmar românilor din diaspora care fugeau de regimul ceaușist. Exista chiar o direcție în interiorul Direcției de Informații Externe, exista chiar o direcție pentru descurajarea migrației. Deci oamenii ăștia aveau securiști care erau în toate țările unde erau comunități române și acționau împotriva comunităților respective. Mentalitatea lor era că românii aia care au fugit de regimul Ceaușescu sunt trădători de țară. De aici vine rădăcina disprețului pe care ei îl au și acum față de românii din diaspora. Existau oameni buni, o direcție specială de descurajare a migrației care acționa împotriva comunităților românești din diaspora. Generalul Ioan Mihai Pacepa descrie foarte bine acest mod de acțiune, modul în care funcționa Direcția de Informații Externe, cum erau racolați preoți, de exemplu, jucau un rol important. Preoții din comunitățile românești, în special din Statele Unite, erau racolați de Direcția de Informații Externe și folosiți împotriva românilor de acolo. Și vă fac niște legături la capitolul ăsta. Preot, Chris Terheș, europarlamentar pe listele PSD-ului. Până să îl facă PSD-ul europarlamentar, ultimii 3 ani de zile, a fost unul dintre vectorii de comunicare împotriva Direcției Naționale Anticorupție. Deci înainte de 89, Ministerul de Externe era de fapt Direcția de Informații a Securității. Se ocupau să terorizeze românii din diaspora, să-i spioneze, să-i dezbine. Era o linie de acțiune foarte importantă a securității, să dezbine românii din diaspora, astfel încât să nu se poată coagula diaspora împotriva regimului ceaușist. A doua direcție pe care acționau era furtul de tehnologie, furtul de informații economice. Aici a fost o strategie venită de la Moscova, de pe linia KGB-ului, și anume ca țările socialiste să fure tehnologie, să fure informații economice, să fure patente, să fure din industria occidentală, pentru că sistemul sovietic, sistemul comunist nu putea să facă față evoluției tehnologice din Occident. Deci cu asta se ocupa Ministerul de Externe. Deci hoți de tehnologie și hărțuitori ai românilor care fugiseră de sub regimul Ceaușescu, urmărirea lor, pedepsirea lor, terorizarea lor, determinarea lor să devină colaborator turnător ai securității. Fac o mică paranteză, un lucru foarte interesant, dar o să vorbesc despre asta separat într-un editorial video despre Ion Cristoiu, celebru Ion Cristoiu, vector al propagandei mafiei, cel pe care îl vedeți la toate produsele Mafia Media din România în momentul de față, de la Mediafax-ul dublui inculpat Adrian Sârbu, până la televiziunea infractorului Dan Voiculescu, și el securist în cadrul Direcției de Informații Externe, care se ocupa cu afaceri, cu afacerile securității, afacerile statului comunist. Ion Cristoiu apare, dragii mei, așadar, pe o listă cu turnători ai securității, colaboratori ai securității, exact ai acestei direcții împotriva migrației. Direcția asta de descurajare a migrației românești. Bun, aceasta este fotografia momentului 1989. Ioan Mihai Pacepa, în momentul în care a fugit din țară, el a fost șeful Direcției de Informații Externe, deci omul ăla ce scrie acolo e cel mai avizat să spună aceste lucruri. El face o fotografie, pentru că el a fugit mai devreme de anii 80, dar fotografia pe care o face este destul de clară, dacă veți citi această carte, ca să înțelegeți momentul 89. Ei bine, în momentul 89, puterea României este preluată de Ion Iliescu cu toată gașca de la Moscova. Moment în care toate structurile astea ale Direcției de Informații Externe sunt din nou racordate, conectate la Moscova. Deci, fotografia asta se sovietizează foarte mult, pentru că încă exista Uniunea Sovietică atunci. Ion Iliescu era un vașnic comunist. În prima zi când a ieșit la televiziunea liberă în timpul Revoluției, a spus despre Elena și Nicolae Ceaușescu că au întinat nobile idealuri ale comunismului. În 1990 noi ar fi trebuit să facem lustrații. Societatea Timișoara a avut această idee extraordinară. În martie 1990 a lansat-o, proclamația de la Timișoara, punctul 8, care le cerea timp de două legislaturi tuturor securiștilor, tuturor comuniștilor să nu mai ocupe funcții publice. Asta ar fi însemnat inclusiv că
Ministerul de Externe ar fi devenit ceea ce ar trebui să fie. Minister de Externe, să reprezinte interesele statului român și să sprijine cetățenii români în străinătate. Dar asta ar fi însemnat, oameni buni, că probabil 98% dintre securiștii care formau Ministerul de Externe în momentul 1990 ar fi trebuit să zboare din funcții. Ar fi trebuit să dispară și să se construiască un nou Minister de Externe. Acest lucru nu s-a întâmplat și de aceea ajungem la fenomenul actual. De ce? Pentru că în Ministerul de Externe au rămas aceia securiști, dragi români din diaspora, aceia securiști care vă terorizau pe cei care înainte de 89 ați fugit din țară, aceia securiști, unii dintre ei au rămas, mulți sigur s-au pensionat și au fost înlocuiți cu oameni care sunt de fapt eșalonul 2 al ciumei roșii, eșalonul 2 al Direcției de Informații Externe, care s-a transformat în Serviciul de Informații Externe în 1990 și Serviciul de Informații Externe 90 fiind condus, atenție, de un celebru domn Karaman, care a fost șeful spionajului, s-a ocupat de spionarea NATO pentru Uniunea Sovietică. Ca să înțelegeți pe cine a pus Ion Iliescu și ce s-a întâmplat. E, oamenii ăștia au rămas acolo, în sistem. Nu e o întâmplare că după atât de mulți ani, în 2019, unul ca Meleșcanu, care în anii 60 a intrat în sistem, și dacă suprapunem funcțiile pe care le-a ocupat el peste informațiile din cartea lui Ioan Mihai Pacepa, înțelegem că a fost ofițer de informații al Direcției de Informații Externe, a avut misiuni inclusiv în Elveția, unde în paralel cu tovarășul Ilie Sârbu, supranumit tata socru, socrul lui Victor Ponta, cel acuzat că a închis porțile catedrale când armata a ucis un grup de elevi și studenți la porțile catedralei, recompensat acum cu o funcție importantă la Curtea de Conturi, de unde, bineînțeles, ia o pensie specială și un salariu special. Că ei sunt toți speciali, toți securiștii ăștia, după 30 de ani au devenit o generație de speciali. Cum suntem noi generația de crețeilor, ei sunt o generație de special. Salarii speciale, pensii speciale, în loc să fie judecați într-un proces al comunismului. Toți securiștii din Direcția de Informații Externe, care înainte de 89 au terorizat comunitățile românești din diaspora, ar fi trebuit să fie judecați într-un proces al comunismului. Ar fi trebuit să fie degradați și să rămână, nu știu, cu o sumă minimă, cu pensia minimă de la CAP. În loc să se întâmple acest lucru, ei au crescut în funcții și ocupă funcții și mai mari aici în Ministerul de Externe. Și sunt recompensați de statul român cu salarii uriașe și cu pensii uriașe. Acesta este motivul, dragii mei, pentru care dumneavoastră, milioane de români din diaspora, sunteți tratat cu atât de mult dispreț, cu atât de multă bătaie de joc în consulate și în ambasade. Pentru că acolo sunt fie foștii securiști ai Direcției de Informații Externe, care au fost învățați să vă urască, să vă dezbine, să vă terorizeze pentru că ați trădat regimul comunist, fie progeniturile lor. Meleșcanu, despre care v-am vorbit, are un dosar penal pentru că și-a numit în calitate de ministru de externe, deci Meleșcanu, ministru de externe, și-a numit fiul Vitreg consul al României la Strasburg. Ambasadele și consulatele, dacă stați să le căutați, sau dacă luați numele ambasadorului, numele consului și îl băgați în Google și scrieți plus securitate, plus PSD, o să vedeți că oamenii ăștia, 95% probabil că s-au mai făcut unele mici modificări, sunt oameni ai ciumei roșii. Sunt oameni cu legături cu fosta securitate, oameni cu legături cu FSN, PDSR, PSD, oameni care de fapt reprezintă acel sistem nenorocit construit de regimul comunist prin securitate, prin Direcția de Informații Externe, în toate ambasadele și în toate consulatele, ca să facă furt de tehnologie cu implicări cu lumea interlopă. Am făcut un alt comentariu, am explicat pe YouTube, vă invit să-l căutați, de ce are PSD-ul legături cu lumea interlopă, tot de acolo vine, și să terorizeze comunitățile românești din diaspora. De aceea ei nici n-au rezolvat, până când nu a ieșit un mega scandal și n-a intervenit președintele agresiv împotriva lor, problema secțiilor de vot. Din același motiv, oameni buni, ei de fapt, ei nu reprezintă România, ei nu reprezintă națiunea noastră, nu reprezintă statul român, ei reprezintă vechea gașcă a securității, a Partidului Comunist, care a supraviețuit după 1989 și a preluat controlul acestei țări și a jefuit țara și a preluat controlul resurselor țării. Acum că v-am explicat situația și probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte revoltați, e o revoltă pe care eu am văzut-o în parte așa când am vorbit
și cred că am vorbit cu sute de oameni pe tema asta personal prin turneele mele din diaspora și sunt mii de mesaje pe care le primesc pe tema asta. Aproape că nu trece zi să nu am un mesaj de la cineva care să-mi spună: domnul Mălin, uitați ce ne fac la consulatul cu tare, uitați ce ne fac la ambasada cu tare, uitați cum și-au bătut joc de noi, uitați cum sunt de 3 zile la un număr de telefon la care nu răspunde nimeni sau mă plimbă de la un telefon la altul. Sunt milioane de oameni afectați, milioane de oameni care trimit miliarde de euro în țară și care practic plătesc salariile acestor fost securiști care acum sunt diplomați în Ministerul Afacerilor Externe. Ceea ce nu este în regulă, știți, să plătești și să-și bată cineva joc de tine pe banii tăi. Acum, asigur că întrebarea care vine la final este ce putem face. Să știți că putem face două lucruri foarte importante. Unul, să ieșim la vot în număr cât mai mare pentru a stârpi ciuma roșie, pentru a stârpi pe cei care reprezintă fosta Direcție de Informații Externe a Securității, Securitatea, Iliescu, FSN, PDSR, PSD, asta ca fenomen general. Dar fiecare dintre dumneavoastră poate să facă ceva punctual pentru fiecare ambasadă, pentru fiecare consulat din Europa, unde sunteți tratați cu dispreț, unde sunteți, își bat joc de voi angajații acelor reprezentanțe diplomatice. Puteți scrie, fiecare om, când are o astfel de experiență, scrieți oameni buni pe site-ul președinției. Există acolo o adresă de mail pentru petiții. Președintele României coordonează politica externă, este cel care numește ambasadorii, cel care are în pix aceste numiri și la care trebuie să ajungă aceste informații. Și ați văzut că au fost situații în care a ținut cont atunci când a venit un val masiv de reacție publică. De exemplu, un caz concret în care ne-am organizat după ce Adrian Năstase a fost băgat la Cotroceni, a venit un val de un răspuns public și s-a întâmplat ceva, a fost retrasă distincția lui Adrian Năstase. Eu cred că peste tot, în țările unde există comunități mari românești, aceste comunități sunt organizate. Eu le-am văzut organizate, am fost acolo, vă cunosc toate grupurile. Toate aceste grupuri ar trebui să fie foarte agresive împotriva reprezentanților diplomatici care își bat joc de românii de acolo. Și ar trebui să scrie public, dincolo de scandalul pe care ar trebui să-l faceți public, să scrieți de fiecare dată, ar trebui să scrie pe site-ul președinției. În momentul în care un ambasador sau un consul de ăsta a fost securist sau vreun plot de-a lui, pentru că e plin de acolo securiștii sau pensionați și au băgat progeniturile, amantele, verișorii, nepoții și așa mai departe. A devenit așa o afacere de familie a foștilor securiști. În momentul în care un astfel de personaj își bate joc de cineva, ar trebui ca acea persoană să anunțe și 200, 300, 500 de mail-uri să plece către președinție pe site-ul președinției. Căutați pe Google Președinția României petiții și găsiți imediat locul, un mail. Fiecărui om poate să ia 30 de secunde, un minut să trimită un mail într-o astfel de situație. Dar dacă trimit sute de persoane mail-uri într-o singură zi, problema va deveni o problemă a președinției și astfel se poate determina o schimbare. Pentru că avem exemple concrete din trecut, l-am dat pe ăsta cu Năstase, care e mai apropiat, sunt și altele, în care la nivelul președinției a existat o reacție. Și mai ales pentru că președintele Klaus Iohannis știe că și acest al doilea mandat poate să spună că îl datorează diasporei, unde a fost o prezență masivă la vot, oameni buni, o prezență fără precedent. Aproape 1 milion de oameni. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în următoarele 48 de ore ar veni 1 milion de mail-uri către președinție din toate țările unde sunt comunități românești în legătură cu aceste mizerii pe care le fac ambasadorii și consulii. Pe final vreau să vă rog frumos, dragii mei, să-mi scrieți dacă aveți exemple concrete sau dacă reușiți, când se vorbește urât cu dumneavoastră, când vi se fac astfel de probleme, să înregistrați audio sau video. Vreau să mă implic puțin mai mult în a-i demasca pe acești securiști care își bat joc de comunitățile românești din diaspora.